În ciuda capriciilor acestei veri, bogat în precipitații și cu temperaturi oscilante, mercurul termometrului se ridică tot mai sus, având ca efect disconfortul termic al întregului organism. Câteva plante indiene combinate după o rețetă ayurvedică redau corpului uman echilibrul necesar și protecție în fața atacului căldurii. Cu detalii, dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și ayurveda. Una din principalele caracteristici ale verii o reprezintă temperaturile înalte. Din punct de vedere ayurvedic, aceasta înseamnă calitatea de fierbinte care se manifestă în mediul extern. Bineînțeles că în momentul în care aceste temperaturi depășesc o anumită limită, ne confruntăm cu excesul acestei calități de fierbinte, care ne poate afecta la nivelul tuturor etajelor structurii. La nivelul structurii fizice ne putem confrunta cu inflamații, la nivelul structurii dinamice pot să fie perturbate ritmurile de funcționare ale aparatelor și sistemelor, iar la nivel psihomental, emoțional și comportamental, noi putem să avem, datorită excesului de fierbinte, stări iritative nejustificate, stări de nervozitate, emoții foarte intense. Astfel de manifestări apar în mod variat, cu intensități diferite, în funcție de tipologia persoanei care este expusă excesului de căldură. Un mijloc de protecție important este alegerea alimentației în timpul verii. Care să nu fie extrem de picantă, care să nu fie grasă, deci să nu consumăm multe alimente grase și multe alimente consistente. Neîntâmplător, vara există foarte multe legume și fructe proaspete care ne vin în ajutor să compensăm excesul acestei calități de fierbinte. Hidratarea corespunzătoare cu lichide corespunzătoare, în special sucuri de fructe care sunt ușor dulci și răcoroase, ne ajută foarte mult, pentru că din punct de vedere ayurvedic, calitatea de rece este vehiculată în special de gusturile amar, dulce și astringent. Aceste gusturi se regăsesc în fructe, legume și plante medicinale. O altă modalitate prin care noi putem să combatem excesul acesta de fierbinte care duce la apariția inflamațiilor în corp, o reprezintă plantele amare, plantele medicinale cu gust preponderent amar. În fitoterapia românească sunt cunoscute câteva plante cu efect de combatere a excesului de fierbințeală care provoacă inflamații în corp. Printre acestea se numără urzica, păpădia, cicoarea, anghinarea și pelinul. În fitoterapia indiană, cea mai reprezentativă plantă cu un astfel de efect este neemul sau margusa. Are un efect antiinflamator general la nivelul corpului și în special la nivelul sângelui. În momentul în care noi răcorim, cum am spune, în felul acesta sângele, el reușește să gestioneze în mod corespunzător excesul de căldură pe care să nu îl facă să se acumuleze în corp și să nu se manifeste sub formă de stări inflamatorii la nivelul organelor, la nivelul pielii. Se știe că multe persoane suferă de erupții la nivelul pielii în perioada de vară, sau sub forma stărilor mentale disarmonioase de care vorbeam mai devreme, furie, iritabilitate, mânie, chiar violență la persoanele care sunt predispuse la așa ceva. Pentru un efect complet, margusa trebuie completată cu lemnul dulce. Efectele calității de fierbinte, dacă această calitate se acumulează excesiv în corp, se vor manifesta preponderent la sfârșitul verii, pentru că atunci se realizează un cumul de fierbinte. Un remediu care să combine în mod armonios aceste două plante, și anume neemul și lemnul dulce, dacă este luat în mod preventiv în perioada verii, atât de către adulți cât și de către copii, în doze ajustate, ne va ajuta să preîntâmpinăm efectele excesului de căldură care se vor manifesta la sfârșitul verii spre toamnă.